În Pitești a plouat atât de mult încât canalizarea nu a mai făcut față. Mai multe mașini au rămas blocate pe străzi din cauza apei care a atins și jumătate de metru. E înfundată canalizarea? Și subsolurile mai multor blocuri au fost inundate. Tot timpul aici, aici, la orice aversă mai puternică, tot timpul sunt probleme de inundații. E o zonă foarte vulnerabilă din punctul ăsta de vedere. În mai multe zone din Pitești, angajații administrației au scos grătarele canalelor în speranța că apa se va scurge mai repede și pompierii au fost chemați să intervină. A scos grătarul? Da. N-a mai făcut față canalizarea? Da. Cum vedeți, n-a mai făcut. Cei mai afectați au fost locuitorii de pe strada Găveni. Acolo nu a fost locuință în care apa să nu fi făcut pagube. De fiecare dată, apa murdară nu are timp să se ducă în canal la scurgerea orașului și canalul fiind colmatat, apa refulează la mine în grădină.